clipul de astăzi vă voi vorbi despre câteva produse pe care eu le consider absolut necesare în ceea ce privește aparatul dentar. Mi-au făcut viața mult, mult mai ușoară. Unele au fost foarte, foarte necesare, mai ales la început când nu știam exact care-i treaba. Acum, după câțiva ani, aproape la final, pot să zic că vi le recomand cu toată inima, mai ales pentru cei care sunteți la început și nu știți exact de unde s-a apucat treaba asta cu aparatul dentar, dar și pentru cei care aveți deja aparatul dentar de ceva timp, dar probabil n-ați auzit despre aceste produse. Eu am aflat cu timpul despre ele, nu le-am știut pe toate din prima zi, dar mi-aș fi dorit să le fi știut. Așa că, dacă vreți să vedeți ce produse recomand eu dacă aveți aparat dentar, continuați să vizualizați. Voi lua, să zicem așa, într-o oarecare ordine. În ceea ce privește spălatul pe dinți, eu folosesc o periuță electrică, îi schimb capul odată la 3-4 luni, depinde când observ eu că se tot sperii sau se murdărește sau simt că nu mai e exact cum era la început, o schimb. Teoretic trebuie să o schimbați undeva pe la 3-4 luni, deci e ok. Eu mi-au capetele fie de la Oral-B, fie de pe AliExpress, unde le găsesc atunci. Acum folosesc un capăt de pe AliExpress și este chiar foarte fain. Perii sunt puțin diferiți față de cei de la Oral-B, sunt un pic mai moi și mai subțiri, dar sunt foarte fain și aceia. Sunt fană periuță electrică, o folosesc de foarte, foarte mult timp, o foloseam și înainte să am aparatul dentar, consider că curăță de 100 de ori mai bine decât o periuță normală, dar în primele zile după vizita lunară la dentist, fie că îmi schimba sârma, mi-o strângea, îmi punea anumite arcuri sau orice alte chestii, dinții erau foarte sensibili pentru că erau sub presiune și mă dureau teribil. Încercam să folosesc această periuță, dar nu puteam, așa că vă recomand să aveți și o periuță normală cu perii moi ca să puteți să vă spălați pe dinți, evident, dar să nu fie presiunea și vibrațiile periuței electrice, ci pur și simplu să aveți voi 100% control și astfel nu o să aveți dureri. După spălatul pe dinți, urmează folosirea dușului bucal. Eu îl folosesc pe acesta de la Panasonic. La început foloseam unul care se lega direct la chiuvetă de la baie, dar am trecut la unul așa cu rezervor aici în spate, unde se pune apă, pentru că am vrut să adaug apă de gură și am vrut să pot să-l folosesc și atunci când călătoresc. Pe ăsta îl folosesc, cred că de un an, poate un pic mai mult, și îmi place super, super, super mult. Nu trebuie să-l încarc foarte des, rezervorul este destul de mare, de obicei eu folosesc cam 2, câteodată chiar 3 rezervoare pline. Primul de obicei este cu puțină apă de gură și apă normală, iar următoarele 2 sunt cu apă simplă. Vine și cu câteva capete de rezervă, n-am nimic rău să spun despre acest aparat, este super, super bun. Iar legat de apa de gură, schimb tot felul de ape de gură. Cele preferatele mele sunt cele de la Lacalut, Colgate și Listerine. Astea sunt cele 3 pe care le folosesc cel mai des, dar îmi place să experimentez, să văd cum sunt și alte ape de gură. Acum aceasta o am cu protecție antitartru și îmi place foarte mult. Trebuie să pun extrem, extrem de puțin pentru că este destul de concentrată, dar e foarte faină. Un lucru care nu trebuie să vă lipsească absolut deloc sunt aceste periuțe interdentare. O să le aveți peste tot în casă, în fiecare geantă, în fiecare rucsac, în portofel, în porfard, în buzunarul de la geacă, absolut oriunde, nu mai zic prin casă, pe noptieră, în baie, în bucătărie, sunt aproape peste tot, pentru că aveți nevoie de fiecare dată când mâncați. Este imposibil să nu vă rămână ceva între dinți, iar acestea sunt lifesaver. Eu le am pe astea de pe AliExpress. Am folosit unele din State care mi-au plăcut super mult, așa cu capul îndoit, este un unghi de 90 de grade. Mai le luam pe ale de la Lidl, dar are periuța direct așa în sus și nu-mi place deloc, este foarte greu să intri și se rup și mult mai repede. Astea care au așa unghiul de 90 de grade, este super, super ușor să intrați lângă fiecare brechet, mai ales la dinții din spate. Vi le recomand pe astea mult. Eu le am pe cele portocalii, care sunt cele mai groase. Sunt mărimea M, au o grosime de 1,2 până la 1,5 mm. Sunt așa stil, cum să zic, con, dar sunt absolut geniale. Vi le recomand super, super mult. Am văzut câteva și la DM.
Noșa, nu mai știu sigur dacă am văzut, dar sigur la DM și în Lidl am văzut într-o perioadă, de acolo luam eu, dar recent nu le-am mai văzut, probabil nu le mai au, dar cum am zis, eu mi-am comandat câteva de pe AliExpress și sunt super, super, super bune. Extrem de enervant atunci când merg să mănânc undeva în oraș, cu prieteni, după ce mănânc trebuie să fac cumva să mă duc la baie ca să pot să-mi curăț puțin dinții, iar la baie este multă lume care se spală pe mâini, se uită la tine, ciudat, este foarte enervant. Dar cum am zis, astea sunt absolut necesare dacă aveți aparat dentar fix. Legat de inflamații, disconfort și tot ce poate provoca aparatul dentar în gură, vreau să vă recomand 3 chestii. În primul rând, ceara dentară este super, super importantă și chiar m-a ajutat mult, mai ales la început, când mă înțepa extrem de tare sârma în spate. De obicei acolo o foloseam eu, luam foarte puțin, ea vine așa, asta este o cutiuță nouă, de-abia am deschis-o, ca să vă și arăt, luam puțin, o aplatizam cât de cât pe degete sau o făceam așa o mingiuță, o bulinuță și mă duceam cu degetul arătător în spate, pe sârmă și încercam să o împing. Dacă puteți să folosiți un șervețel înainte ca să luați saliva, ca să se prindă mai bine, ar fi ideal, dar dacă nu puteți, o împingeți mai tare și dacă considerați că ați pus prea puțin, puteți să mai luați și să veniți după din nou. Dar în spate, pe sârmă, o foloseam eu cel mai des, câteodată și între brecheți, pentru că se creau spații destul de mari între dinți și buza din interior se prindea, nu știu cum, noaptea între brecheți, în spatele sârmei și a doua zi de dimineață mă trezeam cu niște răni ciudate. Se formau și afte, după era foarte incomod, așa că încercam pe cât posibil să astup acele găuri cu ceară. Cade foarte ușor atunci când vă spălați sau înainte să mâncați puteți să o dați jos, să nu vă treziți cu ea prin gură, dar m-a ajutat super, super, super mult și nu pot să vă recomand destul. Eu le-am cumpărat pe astea acum ceva timp de pe eBay și aproape le-am terminat, de atât de mult le-am folosit. Sunt foarte faine și, da, dacă aveți probleme cu sârma în spate, vă recomand neapărat ceară. Am văzut că există și o ceară într-o siringă mare pe care o aplicați. N-am folosit acel tip de ceară, doar pe aceasta care vine așa într-o cutiuță și o faceți voi cum vreți. Deci vă recomand și este și super ieftină și chiar este de folos. Că veni vorba de afte, singura soluție care consider eu că chiar își face efectul în câteva zile și scap complet de afte este această soluție de la Urgo, se numește Filmogel, vine așa într-o sticluță roșie. Mi se pare că este și o variantă care are ceva căpșuni sau ceva în ea, asta este pur și simplu varianta originală și este cea mai bună, are 6 ml, este destul de scumpă, dar chiar are efect. O puteți folosi fie cu acest aplicator, fie luați un bețișor de urechi, îl puneți înăuntru, folosiți pe aftă și apoi nu mai băgați același cap înăuntru ca să nu transferați bacteriile. Eu așa folosesc cel mai des, dar puteți folosi și acest aplicator cu care vine ea și pur și simplu se creează așa ca un film peste aftă. Doare destul de tare la început, vă avertizez, dar vă promit că scăpați de afte în câteva zile și mai ales atunci pe moment, creează acea barieră de care v-am zis, sau un film peste aftă și nu vă mai doare când mâncați, când beți apă, suc, este super, super, super bine și, cum am zis, este singura pe care chiar am, chiar am văzut rezultate. Am încercat o grămadă și asta este cea mai strong. Dacă aveți inflamații ale gingiei, vă recomand această soluție, gelul acesta, se numește Elugel. Eu l-am cumpărat acum ceva timp, cred că acum un an sau doi sau chiar mai mult, nu mai țin exact, dar ăsta este al doilea tub, este foarte, foarte bun, are un gust bun, este așa o soluție roz pe care o aplic pe gingie, la baza dintre gingie și dinte, pentru că fie apar diverse iritații de la mișcările dinților, fie de la spălatul pe dinți, dacă m-am spălat odată prea tare și am atins din greșeală gingia, nu știu, într-un fel și s-a inflamat puțin, sau când am avut extracțiile dentare, după o perioadă de timp, zona aceea încă era foarte sensibilă și dacă simțeam disconfort, foloseam puțin din gelul ăsta
Nu știu, de fiecare dată când aveam disconfort sau ceva iritație, foloseam acest gel și este, din nou, foarte bun. Este al doilea tub. Mi-a plăcut. Acest tub are 40 de mililitri și vă ține ceva timp. Nu aveți nevoie decât de o cantitate, așa cam ca o boabă de mazăre. O puneți pe degeți și masați circular zona de care aveți nevoie. Cum am zis, are un gust bun, deci nu vă speriați că are un gust nașpa și nu doare atunci când o puneți, ca această soluție de la Urgo, care efectiv doare pentru că omoară bacteriile din zona aceea cu afta. O puteți folosi și pe asta pentru afte, dacă aveți afte mai micuțe și care nu sunt chiar așa de rele, dar aftele mele nu erau micuțe și nici rele, erau foarte rele. Așa că, clar, eu foloseam soluția pentru afte. Dar și asta, cum am zis, pentru inflamații este foarte, foarte bună și am luat de la farmacie, deci o găsiți fără prescriere sau ceva. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l recomand este să aveți balsam de buze. Eu am aici două pe care le folosesc în momentul de față, am unul de la Yves Rocher și unul de la Kiehl's. O să aveți nevoie de strugurel mai mult ca niciodată, fie că îl folosiți efectiv pe buze sau la colțul buzelor, o să aveți nevoie de foarte, foarte mult balsam. Mie oricum încrapă buzele foarte ușor, deci foloseam balsam și înainte, dar după ce mergi la dentist și doctorul execută o grămadă de chestii acolo, încearcă să slăgească gura cât de mult posibil, clar o să aveți inflamație aici la colțul buzelor. Știu că în perioada când mi-am scos dinții, a fost groaznic, aveam niște răni, efectiv răni aici la colțul gurii și durea foarte, foarte tare. Efectiv încerca să-ți deschidă gura cât de mult posibil și pielea aici se întindea la maxim, iar după ce plecam de la dentist observam că aveam efectiv răni. Așa că, ca să preveniți această situație, vă recomand să aveți un balsam de buze. Și cam astea sunt toate produsele pe care eu le consider absolut necesare dacă aveți aparat dentar. Spuneți-mi în comentarii ce produse folosiți voi și le considerați to die for, de care aveți neapărat nevoie. Sunt tare, tare curioasă să văd. Eu sunt pe final, aproape am terminat cu aparatul dentar, dar multe persoane care citesc comentariile vor aprecia sfaturile voastre, așa că nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Iar noi ne vedem mâine! Pa, pa!